Am apreciat astăzi că frații cântăreți au ales multe cântări legate de Domnul și lucrarea mântuirii. Așa e scris în Filipeni, capitolul 2, vă citesc, de la versetul 7, Domnul s-a dezbrăcat de sine însuși și a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor, la înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit, s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Mărit să fie numele Lui. Cei care veniți marța sau vinerea la rugăciune știți că fratele Simon Marco, atunci când se pus la îndemn, reamintește de regula aceasta. Dar ceea ce face dumnealui este biblic, că e scris și ar trebui să rostim mai des, Iisus Hristos este Domnul. A fost numit, se spunea, scrie și în Fapte 2, Hristos și Domn pentru toată eternitatea, pentru tot cosmosul. Numele Domnului să fie binecuvântat. Aș vrea doar un singur gând să împărtășesc cu dumneavoastră. M-am frământat zilele care au trecut și nu numai de câteva săptămâni, gândindu-mă la frații și surorile din adunare. Cum știți că eu mai dau telefon la unul la altul. Sunt unii dintre dumneavoastră care nu vin numai duminica la adunare. Și unii care poate nu sunt aici, nici duminica nu vin de fiecare dată, sau la ambele slujbe. Și asta pe noi ne frământă. Ce-ar zice un cioban dacă merge să dea mâncare la oi și stau acolo culcate într-un colț a staului și este loc la șgheaburi, la iesle, nu vin să mănânce? El știe cât să le dea, n-ar putea să spună decât oile mele sunt bolnave. Asta e o problemă. Este cunoscut și vă voi arăta din Biblie că întotdeauna când oamenii au fost conștienți de prezența lui Dumnezeu în adunare și au vrut să aibă o relație cu El, n-au lipsit. Evident că sunt situații în care nu se poate, mame cu copii, alții la serviciu, deci nu suntem absurzi. Dar oamenii aceștia care nu pot dar veni, ei cu Duhul sunt aici. Sunt mai prezenți, poate, decât alții prezenți, care poate au venit de silă, mă refer la copii aici. Dar și în istoria bisericii s-a observat asta. Când au fost vremuri de cercetare, veneau oamenii înainte de începutul slujbei și nu se grăbeau să plece acasă. Am citit recent că undeva predica unul, într-o asemenea vreme, predicase aproape de vreo două ore și a zis, mă apropiu de încheiere și din sală au strigat, pentru Dumnezeu, nu te opri! N-aveau ceas, aveau clepsidră. Și când se uita predicatorul că s-a scurs tot nisipul din clepsidră, știa că trebuie să facă încheierea. Și strigau din sală, întoarce clepsidră, să mai curgă o dată. Ascultați-mă ce vă recitesc din Fapte, capitolul 2, din textul care s-a citit, versetul 44, toți cei ce credeau erau împreună la un loc. Nu se punea problema că nu le place acolo să se adune în altă parte. Numai prigoana i-a împrăștiat. Deci în versetul 46, toți împreună erau nelipsiți de la templu. Se adunau numai în sabat. Nu. În fiecare zi, că scrie aici și în finalul 47, în fiecare zi Dumnezeu adăuga la numărul celor mântuiți. Deci nu era slujbă fără rod. Și s-a păstrat atmosfera asta binecuvântată, scrie în Fapte 21 că într-una din călătoriile Apostolului Pavel, versetul 5, nu numai la adunare, când a plecat, când s-au împlinit zilele, am plecat și ne-am văzut de drum și ne-au petrecut toți cu nevestele și copiii până afară din cetate. Și-au îngenunchiat pe mal și s-au rugat.
Era cu tot adunarea după ei. Și s-a mai citit astăzi din Marcu, din capitolul 10, și este aceeași idee pe care o practicau cei ce erau conștienți de prezența Domnului. Marcu 10, versetul 13, au dus și niște copilași să se atingă de ei. Era acolo în bulzeală, pentru că scrie în Luca 12 cu 1, vă citesc, în vremea aceea se strânsese în roadele cu miile, așa că se călcau unii pe alții. Da, ba ce să mai spun, dea Domnul să fie și astfel de vremuri, scrie în Matei capitolul 4, de la versetul 24, nu numai că au venit bărbații și femeile și copiii, au adus și pe toți cei ce sufereau de felurite boale și chinuri, pe cei îndrăciți, pe cei lunate și pe cei slăbănoși. Și El îi vindeca, mărit să fie Domnul. Și noi credem, avem făgăduințe că localul ăsta, pe când terminăm doi, are și Domnul un plan să-l umple. Dacă nu cu noi, cu alții. Dar întâi Domnul vine la oile pierdute ale casei lui Israel. Haideți să ne cercetăm fiecare familie, dacă avem seralici din ăștia, cum se spune, care mai lipsesc și câtă vreme se zice astăzi, zice în Evrei 10, să ne îndemnăm unii pe alții la dragoste și fapte bune, că sunt unii care scrie acolo că au obiceiul să părăsească adunarea. La adunare venim, știți, dacă se anunță vreun predicator sau ceva slujbă specială, se adună mai mulți. Dar de fiecare dată se anunță la slujbă prezența Marelui Predicator, Învățătorul Lumii, Iisus Hristos, Domnul. De fiecare dată Duhul Sfânt vine, este aici. Mai știți ceva? Că de fiecare dată îngerii sunt aici? Scrie în Biblie. Efeseni, capitolul 3, vă citesc versetul 9. Scrie că Dumnezeu în biserică desfășoară taine. Pentru ca domniile și stăpânile din locuri ceresc să cunoască azi prin biserică, înțelepciunea nespus de felurite a lui Dumnezeu. Cum știu îngerii să se bucure în cer când se pocăiește vreunul? Păi sunt aici când se pocăiește. Sunt aici toți. Am spus eu că odată eram la biserică la fratele Cornel Bârsan în Botoșani și eram cu fratele Viluca de la Cluj, un proroc. Și se tot uita, se uita. Și zice, ce ai văzut? Ce am văzut balcoane laterale peste tot, dar voi n-aveți balcoane mai mari. E așa mare adunarea, vă văd că e mai mic. Dar zice, mi s-a arătat încă pe atâta. Și la balcoanele astea ce le-a văzut numai vedenia, zice, era plin de îngeri. Ei sunt aici, că îi vedem, că nu-i vedem. Și încheie ideea asta cu ceva ce scrie în Apocalipsa 7, scrie acolo că va fi cea mai mare adunare. Nu va lipsi niciunul din cei cărora le-au plăcut să vină la adunare. Și îngerii vor fi acolo. Va fi adunarea din jurul tronului lui Dumnezeu. Acolo heruvim, serafim, mulțimea aceea de îngeri. Și un popor ogloată fără număr. Doamne, ajută-ne să ne placă să ne adunăm. Și pe măsură ce o să venim, o să ne mai placă. Mi-amintesc când s-a mutat adunarea, s-a făcut o adunare nouă, mai aproape de casa noastră, că la început aveam 20 de kilometri până la adunare și s-a mutat, acum aveam numai 12. Puteam merge cu bicicleta mai repede. Mi-am propus să nu lipsesc niciodată și așa rău mi-a părut când odată mi-a venit rândul să fiu și eu la gospodărie, că aveam animale. Oh, deși ar propune tot să nu mai lipsească, numai cine nu poate. Și Dumnezeu să-și trimită și îngerii săi și să fie o prezență binecuvântată în casa Domnului. Și dacă atâta suflet am pune să venim, am pune și să terminăm. Bine? Doamne ajută! Și ceva mai spun în încheiere, pentru noi ca familie este mare îndurare de la Domnul că-și Caleb micuțul este aici. Asta numai Dumnezeu a făcut posibil. A fost o descoperire prin sora Betuța că e îngăduit o vreme să plece copiii ăștia, de câteva luni sunt duși din țară, că altfel urma să treacă un tăvăluc peste ei. Când a rămas Nora însărcinată la 2-3 luni după nuntă,
Mi-amintesc că m-a sunat finea, zice, tata, ești acasă că venim de la medic și e nevoie să stai de vorbă cu noi. Și uite, medicul ne-a spus că sunt mari probleme cu copilașul. Burta nu este închisă și intestine sunt mai multe afară decât înăuntru. Și așa s-a dus sarcina până aproape la final. Și în ziua când a fost născut la Viena, în ziua aceea a fost operat, 5 ore a operat pe el, să introducă intestinele în abdomen, dar așa se face, văd că mai sunt cazuri din astea, nu îi le introduce totodată, se face ca un săculeț de silicon să se absorbă în timp. Și îmi spuneau copiii că după ce a mutat-o de pe terapie intensivă pe salon, era acolo o mămică cu un copilaș născut de 2 luni și încă nu reușise să se absorbă intestinele în organism. La Caleb al nostru, 2 zile mai târziu s-au tras toate și l-a cusut. Și acum să vedem dacă funcționează digestia, dacă sunt bine aranjate în abdomen. 2 zile mai târziu s-a dat drumul și de atunci lăptează, l-a mai ținut sub aparate, dar n-a fost cazul, și e acasă de vreo aproape o lună și acum astăzi la binecuvântare. Un copil care surge la piept la mama lui. Și acum lecția ce a fost pentru noi, când am auzit asta, zis, Doamne, ne-ai dat 15 nepoți sănătoși și cred că n-am știut să-ți mulțumim destul. Și acum ne probezi. Da? Că nu pricepem noi câte funcții binecuvântate a lucrat Dumnezeu în pântecele unui copilaș în viața noastră. Că e mare minune să fie un om sănătos, auzi cu 2 urechi, auzi să fie intestin la locul lor, rinichi la locul lor și toate. Oare vedem noi în asta mâna binecuvântată a lui Dumnezeu? M-a zis, Doamne, ne-a dat 8 copii sănătoși. Și despre tăticul, despre finea medicii, au vrut, au propus soției să facă cezareană, s-a spus că e mort în pântecele ei și au insistat, nu ne-am grăbit și după câteva vreme din nou i-a făcut eco și amintește soția că n-am fost de față, că se înțelegeau medicii între ei și spuneau, măi, nu e mort, e viu, mă, bine că nu. Dar oricum nu accepta, că e bunătatea lui Dumnezeu. Așa că astăzi, toți care am avut harul să venim la adunare, să mulțumim că suntem în adunare în prezența Domnului, și toți care am avut harul, noi și copiii noștri, să fie întregi, la minte și la trup, să știm că asta e bunătatea Domnului, mărire Lui. Amin.